Anchetatorii încearcă acum să afle circumstanțele în care ofițerul și-a luat zilele. Adrian Păsărin aduce mai multe detalii. Bun găsit, Adi, te ascultăm. Bun găsit. În urmă cu foarte scurt timp, criminaliștii au terminat cercetările de aici, de la fața locului, chiar în momentul în care am intrat noi în această transmisiune. Mașina ofițerului SPP a fost luată de aici, din zona Tineretului. Mai bine de 4 ore au stat oamenii legii aici, au făcut măsurători, au strâns probe, au stat de vorbă cu martorii, au cercetat dacă în zone sunt camere de supraveghere care ar putea să aducă mai multe lumină asupra împrejurării în care s-a produs acest eveniment. De altfel, ancheta a fost preluată de procurorii de la parchetul militar, care vor încerca să afle ce l-a determinat pe bărbatul de 39 de ani să recurgă la acest gest. Potrivit martorilor cu care am stat de vorbă, se pare că bărbatul venea la volanul mașinii sale pe bulevardul Tineretului. La un moment dat, chiar în locul în care ne aflăm, a oprit mașina, a ieșit din mașină, a tras un foc în aer și apoi și-a îndreptat pistolul către piept și a tras. Ne-au spus câțiva martori că s-au îndreptat către victimă, i-au dat pistolul la o parte pentru să nu mai folosească arma pe care o avea asupra sa. A ajuns salvarea, dar din păcate la spital medicii au declarat decesul, întrucât nu au mai putut să facă nimic. Acum, cum spuneam, este o anchetă în desfășurare. Procurorii militari vor încerca să afle ce l-a determinat pe bărbatul de 39 de ani să recurgă la acest gest. Potrivit informațiilor existente, bărbatul ar fi avut testele psihologice făcute, însă spun apropiații acestuia ar fi trecut acum printr-o perioadă de depresie. Rămâne de văzut care vor fi concluziile anchetatorilor. Mă aflam parcat la locul unde s-a întâmplat tragedia, am auzit un prim împușcătură, o bubuitură și atunci mi-am îndreptat privirea. Se afla domnul care s-a sinucis cu pistolul în dreptul pieptului, am auzit a doua bubuitură, el a căzut jos. Imediat am fugit la el din instinct și prima mea reacție a fost să îndepărtez pistolul de lângă el cu piciorul, după care l-am prins cu mâinile de cap și tot timpul am încercat să-l țin treaz, avea tendința să închidă ochii, spuneam să reziste, să gândească la copii. Regretul cel mai mare e că n-a supraviețuit. Zona Tineretului a fost împânzită de anchetatorii după ce bărbatul s-a împușcat. Am auzit împușcătura, eu am crezut că este vreo explozie la un cauciuc. A doua oară a fost un zgomot mai înfundat. Și după aia am auzit că s-a împușcat cineva acolo. După câteva minute a încercat cineva să colaboreze cu el și a spus că a vrut să omoare. Atât am auzit. Bărbatul care și-a luat zilele lucra de mai mulți ani în cadrul Serviciului de Protecție și Pază. Omul se afla în timpul liber, iar arma cu care s-a împușcat este cea personală, nu de la serviciu. Efectiv, din mașina cea albastră a oprit, a spus șoferul, s-a dat jos, a scos un pistol și s-a împușcat. În mașina aceea albastru deschis, niște domni sau niște băieți s-au dus la respectivul și a dat cu piciorul peste pistol. Ori că îl urmăreau, ori că el s-a împușcat din dragoste. Bărbatul locuia în București, era căsătorit și avea un copil. În zona în care ofițerul Serviciului de Protecție și Pază s-a împușcat, există și camere de supraveghere. Prin urmare, nu este exclus ca anchetatorii să vizioneze acele imagini și să vadă dacă momentele în care bărbatul s-a împușcat în piept au fost surprinse de aceste camere. Bărbatul a trecut testarea psihologică data anul trecut, dar se pare că ar fi avut probleme personale. Mă frământă un alt aspect. Nu neapărat ce facem acum, ce ar fi trebuit făcut înainte. Spunea corespondentul dumneavoastră că era vorba de un om care se afla în depresie. Ori într-un loc de muncă unde trebuie să fii cu psihicul perfect, să fii lucid în orice secundă, pentru că de tine când depind viețile altora și mai ales că ai armament în dotare,
ar trebui colegii, șefii să fi sesizat aspectele acestea, să le comunice psihologului unității. Prima grijă este să îi se retragă armamentul, să fie supus obligatoriu unui control psihiatric și unui consult psihologic, după care specialiștii să emită părerile lor și să concluziile și să propună la rândul lor tratament. Omul respectiv nu mai calculează și abaterile de la legea privind deținerea și portul armamentului.